Și a insistat foarte mult, eu nu să merg. Și am zis că ok. Și tu l-ați trimis un video cu îngătești? Nu, sau? Cu mine, așa. Dezbrăcată. Și eu am rămas surprinsă că mi-a să trimite dezbrăcată. Nu, eram și eu am rămas surprinsă că mi-a dat răspunsul să mai trimite un video îmbrăcată. Știți cum se zice în spatele fiecărei femei de succes din bucătărie? Se află un pește. Pe un băiat cu camera. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi avem doi invitați speciali, pe Ionuț și pe Ramona, de la Extravaganza Radio, care înainte erau la Virgin Radio, dar i-a dat afară, V-a dat pe amândoi afară? Numai pe mine. Pe tine, te-a dat afară? Nu te-au dat afară. Noi, am plecat de bunăvoie și nezilită de mine ca o femeie puternică și independentă care sunt. Și plină de bani. Da. Logic. Se vede pe mine, nu? Femeile independente și pline de bani pleacă așa, dam pula. Eu credeam că i-a dat afară că v-a prins că nu mai sunteți virgini. He. S-a dat. Așa, s-a dat. A sunat telefonul, inundație vecinul de sus, noi. Trebuie să plecăm. Și noi am fost la ei în emisiune de curând, e foarte drăguț, ei sunt... Dă știa, mă, disc jockey sau cum se zice. Poți să-i urmărești pe Twitch. Eu nu știu ce e Twitch. Am aflat acum. E ca YouTube, dar altfel. Mă rog, acum las. Da. Ca YouTube, dar altfel, da. Nu e ca Live Jasmine, doar că suntem îmbrăcați și... Da. De ce alegeți să faceți emisiunea îmbrăcați? Vreți să fiți altfel? Da. Am zis să nu dăm totul din prima. Dar dacă rămâneți cu noi, cine știe? Frate, banii se fac greu, nu stai după ora pe Twitch, după ora 11 dimineața, știi? Se întâmplă se pune chestii, dar doar dacă ai abonament. Am revoluționat, suntem și îmbrăcați și nici nu furăm glume. Cine fură glume? Cred că ne gândim la radio ăla cu jumătate de nume de iaurt. One? Radio One? One? Apolact. Apolact. Băi, mie mi-a plăcut foarte mult la voi în emisiune. Mi se pare că e vibe-ul așa foarte bun. Oricum mi se pare uimitor câtă energia oamenii care au emisiuni de radio dimineața. Adică și când mergem la Ionuț și Andrei, sunt, bună dimineața, ce face? Suntem aici la Kiss FM și noi suntem... ok. Dar trebuie să și fii un pic așa, că totuși omul când te ascultă dimineața, mă rog, trebuie să îi dai puțin energie acolo o mașină sau unde te ascultă, să nu fii și tu... Normal. Dacă ar fi am stat toți ca triști și noi și ascultătorii. Și voi la muncă și noi la muncă. Și noi la muncă, ne pișăm pe aia de viață. Da. Nu, poți să spui orice. Stai că n-au rău pe față. Nu-mi jura și tu. Că n-a fost în jurătură. Dar știi ceva? Exact cu Vio făceam gluma asta. Să ai o... la zi, știți, la televizor. Ce să vă zic, și astăzi accidente, nașpa, rău, de ce să vă mint? Hai cu meteo. Nu, am zis eu gluma aia, am zis că gen, gluma era cum ar fi să prezinti știrile pe bune, știi, să nu stai să le citești straight face și cum se prezintă. Azi, pe DN7 n-a murit nimeni, glumeam. Da, și... Eu mă gândeam că orice, e o responsabilitate super mare, frate, că orice ar fi dimineața, știu că te scoli la 5 ca să ai emisiune care începe la... Stai că voiam să zic ceva, credeam că suntem tot acolo la asta cu știrile. Am văzut săptămâna trecută la ProTV, erau de dimineață, nu știu că ați văzut cazul cu puștul ăla care a stat 5 zile blocat într-un puț, fost o chestie nasoală. N-am văzut. Și a rămas 5 zile blocat acolo, l-au salvat și la câteva zile a murit. Și au dat știrea asta și imediat s-a lărgit cadrul și era Neti. Și acum, nasol, da? Și acum Neti, horoscopul și Neti era gen, pe bune mă băgați după asta. Oh my God, ce știre îngrozitoare, eu am rămas la știre. Da, au făcut asta. De ce nu Berbec. Nu zi așa bună. Oricât de rău ți-ar fi, hei, ești în viață. Da. Băi, adevărul e că ce să faci, frate, până la urmă... televiziune și radio, trebuie să te încadreze în niște chestii, nu poți să fii om chiar așa. Nu, stai, de ce trebuie la televizor să știu că a murit cineva între Iași și Bacău? Băi, serios, frate. Nici eu nu prea înțeleg exact de ce se adică dau atât de multe știri de genul ăsta, dar poate să rezolvi să conduci. Păi da, nu, drumurile sunt de căcat.
oamenii sunt și mai proști. Păi aia, drumurile. Felicitări, unde ai făcut știrile. Da, s-au întâlnit, deci s-a întâlnit statul român cu românul. De-aia sunt accidente. Luați-o mai ușor. Și atât, nu carnagiu. Nu, sunt românului îi plac detaliile care te afectează emoțional. Și eu când zice atenție, urmează detalii care vă afectează emoțional, sunt detalii. Detalii că vreau să fiu afectat emoțional. De ce nu pot să trec peste știrea cu copilul ăla? Păi mă termină că mai auzi de o localitate de asta prin care nici n-ai trece, un nume de asta, Filipești de pădure. Băi, și tu fiind din Filipești de pădure, deși sună foarte frumos, viața ta e mai simplă probabil și mai ferită de ce căcaturi se întâmplă în lumea asta. E fix în Filipești de pădure se răstoarnă o cisternă cu nitrat de amoniu, pericol de explozie, efectiv. Eu cred că aș fi acuaia. Lasă-o în morție de treabă, stăm în Filipești de pădure. Sunt șanse să murim de la nitrat de amoniu de... Eu asta am zis când a venit corona, am zis, pula, nu a venit în România cu acuaia. Unde ajunge din China până în România? N-are om, ai zis pe stradă, n-ai ce se întâmple. Bine, eu nici acum nu cred în COVID. Da, nici tu? Avem da, s-a făcut acum un studiu ăla, că am vorbit și noi azi la radio despre el, că au făcut niște cercetători britanici. Nu se mai numesc cercetători britanici, se numesc oameni de știință. Așa, pentru a crește eficacitatea măștii de protecție de până la 7 ori, oprește particulele de până la 7 ori, să pui un dress de femeie peste mască. E specificat că trebuie să fie de femeie, da. Și eu m-am gândit că poate printre oamenii ăștia de știință era și bendeac, că altfel nu pot să-mi explic. Adică niște cercetători cu fetișuri. Da. Nu poți să-ți iei dress de bărbat ca prostul, știi? Nu. De la de 20 de ani, cum purtați voi. De la de porci, tu, Mincu. Dar și eu, por Maria, și care e problema? Uneori e frig. Foarte bine, uneori e frig, îți iei dress pe tine. Noi nu. Și nu sunt dress în colanți, sau mie îmi place foarte mult cum se numesc în engleză, sunt long johns. Așa long e. Long johns? Da, long johns. Da. Ăștia au niște denumiri foarte bune. Nu? Adică colanți, dress. Da, au niște denumiri foarte bune pentru fătălăi. Ștrampi. E alegerea ta, frate, până la urmă. Poți să fii cum vrei tu. Noi aici la podcastul Sa și Râs suntem foarte deschiși. Am putea să-i spunem la ăștia la... Am putea să-i spunem la pantaloni ăștia fătălei, știi, și gen când mergi la munte, la ski, la snowboard. Pe mine mă enervează cuvântul iegări. Eu am colanțe acum. Pe mine sunt oameni care zic iegări. Nu, dar zici, auzi mă, tu ți-ai pus fătălei pe tine? Da, i-am pus, că e frig. Și dacă ai mulți colanți, ești iegermeister? S-a dat. Așa, hai să revenim la radio. Stai un pic că vreau să zic că avem tricouri noi. Am scos tricourile cu gluma, că mai sunt și oameni care se uită, gluma Mariei din podcast. I-a venit gluma asta într-un podcast, Satana care stă cozy acasă. Da, fără ai din ce. Am văzut din pe story. Așa că dacă vreți să găsiți pe rubix.ro. Și nu uitați că pe 21 februarie este podcast live din Club 99 Q&A. Mai sunt foarte puține locuri pentru că patronii au invitații gratuite și deja sunt mulți patroni în sală. Așa că să vă faceți rezervare dacă vreți să ne vedeți și să ne puneți întrebări indecente. Nu indecente. Deci fără din astea cu ce mănânci la micul dejun și mai știu eu ce. Întrebați de unde discută. Au bani. Am văzut acum că Maria așa și asistentă. Ramona. Da. Deci de unde ai mă bani de asistentă? E moartă Ramona. Nu știu că ați văzut că emisiunea. Stai să zic, stai că oamenii nu știu asta. Eu asta vreau să zic. Bine, hai zi tu. Am intrat acolo, am vorbit un pic și la un moment dat Ramona a zis, văd că faceți foarte multe vacanțe. De unde aveți, domne, bani? Nu, cred că a fost direct. De unde aveți bani de vacanță? Da, direct. Și acum ai și asistentă. Da. Nu mai poți cu plănuitul călătoriilor. Trebuie să-ți facă ceva planning-ul sau cum? Dar frate, trebuie să ne facă ceva bagajul. Aia zic. E efectiv, nu trebuie să-l fac singur. Nu e chiar așa, singur. Jur că nu e chiar așa. Cred cum că au economisit pe gaz a aici. Fost... Bani, că au sobă. Ca o sobă cu lemne și vezi de acolo. Vezi că s-a scumpit lemnul. Nu, e pe gaz asta. Ai pe gaz? Da. Păi e pe gaz. Sunteți crușii. Acum clar. De unde aveți bani? Sobă pe gaz? Da. În primul rând, noi aici suntem primiți fără chirie de cei de la Locked in Bucharest. Este un super escape room. Sunt prietenii noștri de 10 ani. Dar chiar e mișto la escape room. Au foarte multe camere. Apropo, dacă aveți cont pe Patreon, tot ce cheltuiți acolo primiți reducere la Locked in. Și plătim doar, împărțim bani la lumină, la gaze, la doamna care ne ajută la curățenie. Doamna care vă ajută la curățenie, la fel o închideți într-o cameră și se de la, ieși, fă curat și ieși. Ca mai ce? Că e gen precum clienții room. De la escape room. Nu m-am gândit la asta. Da. Și ca să vă explic, să nu mă cac pe mine, nu caut o asistentă că mi se pare cool. Am avut niște zile în care mi-am dat seama că efectiv eram super overwhelmed și nu mai puteam să-mi fac treaba de toate restul lucrurilor care nu țin de
cariera asta mea de căcat. Și mi-a zis cineva, mi-a zis, de ce nu ți-ai o asistentă? Și eu m-am revoltat, am zis, frate, cum căcat pot, de unde-ți vin ideile astea? De unde crezi că am eu bani să plătesc cu o asistentă? Și pe aia când m-am calmat, am început să desfacem firul în patru și la modul, mi-am dat seama că... Nu trebuie dacă, să plătesc. Dacă cineva m-ar ajuta cu lucrurile astea, aș fi mai eficientă, deci aș câștiga mai mulți bani, deci aș putea să plătesc cu o asistentă. Și ofer un job unui tânăr. Mai du-te și în pula mea până la urmă. Ce-mi dai tu bani? Femeia din aia ocupată, știi că am filme când se suie în taxi și întreabă la unde mergem. Ah, acasă. Da, cel mai mișto e când te urci, nu mai întrebi, știi, șoferul gen. Da. Nu există, știi, da. Adică... O, doamna Maria. Gen, dacă te întreabă șoferul unde mergi, ești indignat, ești... Nu, adică vă oprești și la șaorma sau... A trebuit să... Mergem direct acasă. Trebuie să vorbesc cu ăsta. Nu, mi-am adus aminte acum când ai zis șaorma. Deci mi-a venit un gând, frate, deci era un loc într-un tabel la Râul Doamnei cu cele mai bune langoși cu ciocolată din lume și nu mai e că l-au dărâmat când s-au apucat de metrou. Dar nu există nicăieri langoși mai bune decât alea. Adică nu mai există. Nu știi, nu? Nu știu ăla. Nu știi că tu erai pe acolo, pe tu nu erai pe zona mea, tu erai pe favorit. Zona aia la altă, da. Dar am făcut eu aseară niște mini pateuri. Mi-am luat air fryer. Și... Am văzut că tot postez cu air fryer. E da, mare și... nebunie. Și bani, de mi-a așteptat să vin aici. Sau, da. Nu încă. Aici. Nu, încă. Moca? Nu l-am cum cumpărat. Cum să fac și eu? Vreau și eu gratis air fryer de nu, la Philips. Nu, am fost și l-am cumpărat. De la aia, stai, te-ai dus. Vreau și eu de la să-mi dați gratis. Și am văzut eu rețetă să iei foaie din aia de pateu și să pui acolo. Doar că după ce am pus Nutella și unt de arahid în ele, a rămas misterul că nu m-am mai uitat după aia la rețetă. Zic, cum le închid? Cum le fac? Le fac plic. Le poștaș, fac... Poștaș. Bombă. Și le-am făcut petardă din aia, dumpling așa. Aha. Doar că după ce... erau foarte bune și două le-am făcut rulate așa. Ce știam ce să fac. Da. Și când am ieșit de acolo din tava aia, părea că gen eu o persoană cu probleme psihice care lucrează la Fornetti. Așa arătau. Erau... Știi la școală când îți arăta celula cu zoom acolo și erau multe da. Din ele? Așa arătau. Da, foarte bune. A fost bune? Da. Dar care e șmecheria? Că ăsta nu mai pui ulei deloc? Nu mai pui ulei deloc, dar are o sursă de aer cald. Și mai multe despre air fryer. În podcastul viitor, da. Și e gratis un air fryer că-mi doresc. Și bulangioica aia de haiatare, dar nu mă lasă să-l iau eu. Auzi, dar cere și doi roboți de aia de bucătărie Moulinex. N-am loc. Păi nu, da. Are nevoie. Doi? Păi mă gândeam să poți opri și tu. Nu m-am gândit și la tine. Da, chiar tu ai fost la Masterchef. Da. Ești acum la Masterchef. Sunt acum la Masterchef. Acum ești aici, da. Acolo ești la Masterchef. Sunt mai târziu filmările. Am înțeles. Și ai trecut mai departe, nu? Da. Ca și cum acum esteți în finală sau ce? Nu, păi abia a început. Da? Mâine, mă rog, joia e acum și o să fie, o să aibă loc primele eliminări. Mm-hmm. Da, nu. Tu nu știi ce se întâmplă. Ba da, da. Mai țin minte așa puțin. Am înțeles. Dar de ce te-ai dus la Masterchef? Mai, eu găteam foarte mult acasă, găteam foarte mult lui Ionuț și am văzut pe net la o tipă că se căuta oameni, i-am scris, a zis că s-au încheiat preselecțiile, după aia hai că dacă vrei totul să trimiți un video. Și a insistat foarte mult Ionuț să merg. Și am zis că ok. Și trebuia să trimiți un video cu gătești? Nu, sau... cu mine, așa. Dezbrăcată. Și eu am rămas surprinsă că mi-a să trimite dezbrăcată. Nu, eram și eu, am rămas surprinsă că mi-a dat răspunsul să mai trimite un video îmbrăcată. Știți cum se zice în spatele fiecarei femei de succes din bucătărie? Se află un pește. Pe un băiat cu camera. Și, ok, deci a fost așa o... Da, o chestie de moment, a fost dubios. Mm-hmm. O experiență interesantă. Da, cum adică e pe bune acolo, nu? La competiția asta, adică nu ți-o arzi. Nu te-ai dus la mișto, gătești pe bune. A, nu, eu m-am gândit că e normal pentru amatori. Mm-hmm. Nu e pentru... Amator... N-ai voie, deja, stai bine, dacă ești bucătar, n-ai voie să vii? În acte, dacă poți ești bucătar, fi... în acte, nu. Poți să fii amator, sunt băieți deja, de-au 15 ani de școală. Mai există amator cu stele Michelin, e normal. Am înțeles, dar cum e să gătești cu presiune, cu faptul că bănuiesc că trebuie într-un anumit timp? Și... Într-un anumit timp și acolo se fac fonfleuri, eu gătesc două oale de sarmale, fac cozonaci, plăcinte, alte merdenele, temir ce. Și acolo trebuia să fac piept de rață. Da, pe pat de... Pe crocodil. Parte, da, de Doamne ajută. Nu știu, a fost foarte interesant. Dar am învățat o groază de chestii noi. Și mi-ar plăcea să aprofundez partea asta de găteală. Deci s-ar putea să primești curând mâncare moca. Mamă, ce-am dat prietenii ăștia, e la fix. Nici nu știe cu proporțiile, adică fă și mie niște paste. Așa fac și eu. Măi, dar nu, așa fac și eu, nu știu, cu proporțiile. Să mănânci. Noroc, adică în caz de război, sunt obișnuite fetele.
Nu, mă, mie nu-mi iese, nu e că vreau. Eu aș vrea să fac corect, știi? Adică să mâncăm noi doi și să nu fac mai ales risipă, că după aia se aruncă multă mâncare și eu urăsc chestia asta. Dar nu pot, frate, mi iese mult, nu știu, vorba ta. Fă-mi niște paste. Exact, iese o oală de aia. Dar le și mănânc, adică eu le și mănânc. Pastele, da, da. Nu, toată mâncarea. Orice. Da, pastele, cel mai mult îmi place. Să mâncați la Dei, frate, în Brașov. Nu știu că am vorbit cu voi. Vă luați bani de acolo? Am fost nu, chiar din potrivă, plătim noi de fiecare dată, dar e foarte bună mâncarea. N-am fost, nu? Foarte bună. E foarte nu bun. E totul gratis. Nu e totul gratis în viața noastră, doar glumesc eu. Da. În doar general, că foarte puține n-am dat bani pe frate. Colanții ăștia. Glumesc, dar sincer, aveți cod de reducere pe myprotein.ro, Popovici, și aveți 35% reducere dacă scrieți codul Popovici. Uite ce frumos sunt colanții ăștia. Mamă, ce... Uite. Iaute. Ce industrie. Iaute. Da, tati. Da, mă, că strici florile astea. Ai și la... Sunt bână pe cur. Ai colanții. Doar la colanți și ăsta, la echipanță? La tot. La tot, tot ce e pe MyProtein. Tot, tati. Codul Popovici, 35% reducere. Bun. Bă, cu mine, nu muriți de foame. Vă umplați, luați proteină de aia, da. Și ce mi se pare tare sincer acum? Mi-am luat niște... bombițe dulci de ciocolată care au acid hialuronic, retinol și colagen. Deci, practic, My Beauty Treatment mănânc. Și scrie-le pentru bombița din tine. Pentru bomba din tine. Ce mai inventează ăștia? Da, frate, e incredibil. Dar să știi că chiar funcționează. Uite, iau niște de-astea. Uite ce frumoasă sunt. Mă durea... Deci, după 6 luni de sală, mi-eșeau un os pe aici. Efectiv, cum se mai întâmplă? Da. Dar era foarte... Cum nu mai mâna, suntem tineri, apropo, mă în durea, caz că da, mă durea așa să-l ating. Și am început să iau niște pastile de-astea de joint support și a dispărut durerea, ca prin minune. Joint support? Joint support, scrie. A, dar joint, nu e de la, nu e de pe My Protein. Joint support, da. Da, joint support de fericire. Da, ca să nu mai plângi. Nu, ai cocaină, glumesc, am văzut în filme, chiar glumesc. Dacă ne trimite cineva... Aveți cod 35% în Columbia. Nicu. Piața Romană. Să ai coduri de acolo se ducea să ia langoș. Ce mai bun langoș. De acolo banii, de vacanțe. Noi de fapt nu facem vacanțe, noi transportăm cocaină. Tot ducem. De-aia tot zici de curător, că acolo e marfa. Da, 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 da. Da, uitați. Emisiunea de astăzi e sponsorizată de prietenii de la cartierul, sau nu, cum să zice, cartierul Jimenez. Da. Nu trageți. Ce tare ar fi. Sau trageți. Ușor, ușor să ajungem podcastul ăsta să fie în spaniolă pentru Venezuela, Columbia. Hola, mi amigos! Poți să faci, adică să fie ilegală cocaina, dar să poți să faci reclamă dacă vrei, cumva. Să fie legal consumul, să fie legal reclama? Să fie legală reclama, dar ilegal consumul. Adică tu doar faci reclamă, adică dar n-ai voie să dar consumi. Dar nu sunt deja reclame, că am văzut multe din astea cu mutul prin oraș, băi, nu le-ați văzut. Okay. E funny că e un push pe TikTok care... Că a băgat o perioadă foarte mare droguri și îl întreabă ea în comentarii diverse chestii despre droguri și el își dă cu părerea, gen așa, un semi-review, dar la sfârșitul fiecărui filmuleț, ca să nu-i dea TikTok-ul filmulețul jos, zice nu recomand consumul de droguri. Ai băgat heroină? Am băgat odată, nu e bă, dar nu recomand consumul de droguri. Bă, eu n-am TikTok. Am greșit odată. Nici eu, bravo. Am greșit și cu heroină. N-am răbdare, am greșit mai și cu de-alea, am greșit și cu amfetamină. Dar nu recomand consumul de... Eu greșesc cam des, dar... Despre ce vorbeam? Cel mai bine e să spui că niciodată n-ai luat. Eu chiar n-am luat, frate. Nu. Chiar a fost un, chiar nu eu, nu. O emisiune la care mă uit eu... Sportul e cocaina mea! O emisiune la care mă uit eu la RuPaul Drag Race l-a întrebat la un moment dat. La ei, în anumite state, e oricum legal în America, în anumite state. Și îl întreabă RuPaul... Ce ilegal? Iarba. Așa, credeam că... Și a fost funny că l-a întrebat pe un concurent, ai fumat iarbă? Și el ăsta efectiv a făcut... Nu și-a dat seama că e filmat și că acasă o să vadă măsa. Avea și el 27 de ani, nu știu, și a zis did you ever smoke weed? Bă, da, a fost atât de autentic, a făcut... No. Și după aia făcea... Poate era vulgar. Nu știa ce pare mea să mai zică, știi? Trebuie să ai grijă ce răspuns. Eu, de exemplu, niciodată nu am făcut nimic ilegal. Nimic, nimic. N-am consumat chestii ilegale, n-am trecut pe roșu, nu traversez aiurea, n-am mers cu RATB-ul fără bilet. Nu știu ce, eu nu s-am... Ai fost virgină până noaptea nunții? E legal să faci sex. Nu e, nu. E legal, ai voie.
Nu, mă, e, da. Pe bune poți? What? Da. Mamă, și-a trăit degeaba până acum. Tu da, aștepți, tot nu, aștepți. Fața lui Dumnezeu nu e. Nu că nu e legal, că Dumnezeu nu e cu birocrația cu astea. Dar erau, ai, cu ai. Cum de cu birocrația? Catistele alea, ce sunt? Nu știu, e alea ale preoților, nu știu, combinația lor. Nu, dar pe bune. TikTok-ul pe... preoților. Marcela Nicoleta. Pe mine chiar mă interesează maxim chestia asta, că ai gătit până acum doar acasă și acum a trebuit să faci chestia asta contra timp. Mi se pare foarte, foarte stresant. Pe bune vorbesc. Îmi dau seama că în jur erau oameni care făceau asta de mai mult timp, chiar dacă n-aveau efectiv pata la maua de bucătari. Dar frate, nu, m-ar stresa maxim că e contra timp și m-am uitat de puține ori la Masterchef, dar știu că e chestia când duci preparatul în fața lor și tensiunea aia. Eu fac pipi, aș face pipi. Aveam un coleg care, într-adevăr, stătea foarte mult la baie. El întotdeauna pleca și când l-a apucat și în timpul jurizării. Poți să mă duc la baie? Da. Deci săracul era, da. E o presiune foarte mare, mai ales că eu nu sunt obișnuit. Eu nu suport să stea cineva lângă mine când gătesc. Mamă, da. Și acolo erau 15.000 de, 15.000 de camere, 20.000 de oameni. Și am zis, ok, acum ce se întâmplă? Dar fiind stresul atât de mare, nu mai conștientizezi nimic. Ești doar tu acolo cu oalele și atât. Mm, faci abstracții de absolut orice. Bine, voi cred că sunteți și deschiși așa spre a face, că voi ați merge la emisiuni de astea gen Asia Express, da, Survivor, Doamne, nu? Da, Doamne, de-abia aștept. Eu sper credeam că tu... Doamne, eu obosesc și uitându-mă la Asia Express. Survivor, Asia Express, orice. Da, ți-ar plăcea, nu? Da, 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 da. Și eu nu ți le-am adus, eu am mers fraier acasă. Păi da, cred pui. Că l-ar lua cu el în Asia Express. Hai, avem doar în fraierul. Nu-i serious competition. Și s-ar opri și ar băga piciorul, am dat s-ar opri și ar deschide taraba de aia pe marginea drumului într-un oraș în Turcia. N-ar avea medicamente, nimic, doar el, fraierul ăla. Da. Face rost, un prin ceva. Faci langoș și le vinzi. Băi, cum era aia? Ne-am uitat aseară, nu știu că ați văzut pe Netflix, Midnight in Asia. Nu. Ați dat play? Sau ați intrat trailerul? Nici mi-a apărut, nu. Sunt mai multe episoade despre viața orașe din Asia, din Asia, viața de noapte din Tokyo, Seul, India. Am apucat să vedem primele două și gen, nu știu, ți arată în aia unde era în Tokyo? În Japonia. În Tokyo? Japonia era o gagică, o mămăiță de 85 de ani care era DJ. Aia, pe aia o știu, o știu și, după YouTube. Da, și începuse să învățase cu 7 ani în urmă să fie și la unul noaptea băgat techno cu muzică veche, nu știu ce. La 1 noaptea. Eu când am văzut că aia se duce la muncă la 1 noaptea, noi care ne culcăm la 9-10, și avea 85 de ani și în timpul zilei lucrează la restaurantul ei în bucătărie. Da, mă, dar și-așa spacar din ăla, îl pisează. Băi, frate, adică... Și tot felul de așa. Și apropo de asta de air fryer, mi s-a părut mișto, e un tip în Tokyo care a făcut 13 ani, a avut o idee și a făcut un bar mobil pe care îl trage, știi? El așa e pe roți. Și se pune, zice pe Twitter, acum sunt la intersecția moșilor cu armenească, ne vedem aici. Are 2-3 feluri de băutură, nu are preț, îl face pe loc, atunci, în funcție de tine, de om, nu știu care fază, și aprinde un trabuc, stă și zice, am un rom de 23 de ani în seara asta și o băutură din lichiorul și de care. Și îți dăm pahar și stai acolo și stau oameni. Sănătate. Da, ce idee, știi? Și nici nu plătești. Chirie nu pe spațiu, știu cum o fi, dar... Că e unitate volantă, practic. Da, nu, dacă ești atât de bolnav, de ce dracu ai stat acasă? Nu sunt, nu știu. Cât de bolnav ești? Ești alergic la rom când ai zis rom de 23 de ani? Da, da. Viață de noapte. Da, și ce idee așa mi se pare. Să vă uitați, mișto. Băi, mie asta, deci mie mi se făcea rău că era noaptea. Eu de revelion am stat până la 2 anul ăsta și mi s-a făcut rău. Nu pot, nu mai am pot. Am stat acum, stai mic, acum 2-3 zile, am stat până la 3:30 dimineața. Am văzut pe story. Filmare și am stat după. Că am și băut. Și am și băut. Am văzut. Frate. Cât de rău mi-a fost. Rău. Am anulat podcastul cu voi. Da. Da, aveam podcast. Pare cu rău, da. Mi-a fost rău, rău să mor. Putem înțelege, nu? Înțelegem. Dar n-am stat, n-am mai stat de ani de zile până la 3:30. Dar n-am fost la o petrecere, am stat la mine în sufragerie cu doi prieteni. N-am mai avut un pic după filmare acolo. Și nu știu, frate, mult. Mi-am dat seama când a venit mesajul la 3:39 dimineața, zic, cred că îmi pot imagina ce s-a întâmplat. Cred că nu e ceva de... 3:39 la 4 m-am culcat? Atunci ai dat mesaj, nu știu. Da. Te-ai amintit probabil. Aoleo, mâine. Bă, știi ceva, podcast. Frate, e combinația de stres cu oboseală și să bei, că hai să bem ceva ca să uităm. Ca a trecut, nu știu, ziua, ce proiectul, ce ai avut de făcut. Mamă, frate, e bombă, nu mai e mama mică, mânca pe vremuri. Nu mai ducem. Nu mai ducem. Voi mai duceți? Nu mai duc nicio. De la ieșit săptămânal, în fiecare zi a săptămânii, ies o zi, două, e tragic, e crunt. Am ieșit aseară, am fost în control ca tânăra.
Te-am văzut că ai pus pe story că ai ieșit două nopți la rând odată. Aoleu, acum două săptămâni. Oribil, groaznic, nu mai fac în viața mea. Cum ieși a doua zi? Nu ți-e rău, rău? Îmi era foarte rău când am ieșit, doar că promisesem. Am făcut niște promisiuni și sunt o persoană cu coloană vertebrală și am zis mă duc și nu stau mult. Și am plecat ultima de la petrecere. Am ieșit și eu într-o seară și m-am simțit bătrân, pentru că am fost în două locuri diferite. Și trebuia să mă întâlnesc cu un tovară și n-a venit, a venit foarte târziu și m-am dus în primul loc. Era niște muzică experimentală așa, dar gen super experimental, n-avea kick, n-avea bass, n-avea nici numai sunete din așa. Și eram cel mai bătrân de acolo, de departe cel mai bătrân, și am ieșit afară să fumez o țigară, să beau paharul și vedeam pe lângă mine și m-a întrebat care sunt pronumele mele și am zis, Ionuț, pronume, dacă ești un nume, sunt pronumele tău. Păi am zis, ok, hai că mă duc de aici că-s bătrân și pe aia m-am dus în altă parte, pe aici, pe aproape, pe lângă voi. Pomoșilor, unde care erau... Pronumele în sensul dacă ești el sau ea. Da, dar uite-te la mine. Tu se puțin în glumea sau voia să... Nu știu ce a fost. Gen acum așa e. Nici măcar să nu e așa. Că eu nu știu dacă pot să trăiesc în lumea asta. E super ok, dar gen nici măcar salut, nici măcar... Păi nu știa probabil cum să ți se adreseze. Bă, salut! Păi salut? Hai să nu exagerăm cu PC-ul ăsta. Da, nu, că ducem nu am nicio problemă cu asta, doar că care nu venise ăsta și zic, bă, hai să mergem, că nu era nici muzica, ok? Care-s problemele tale? Vino în altă parte și am fost în alt loc, unde era nu știu ce aniversare, 40 de lei intrarea, două camere. Am văzut pe Facebook, două camere, zic, mamă, zic, trebuie să-mi placă una dintre camere. M-am dus în camera de sus, unde tot așa puneau două fete muzică stând jos, muzică electronică. Stând jos și toată lumea stea jos și că am intrat, toată lumea s-a întors așa spre mine și eram ceva, ok, trebuie să mă așez. Chestia ultima, m-am așezat într-un beanbag din ăla și stăteam așa și ascultam muzică și după aia zic, bine, hai că mă duc jos. Și jos era un live act, un băiat și o fată cu niște scule de muzică electronică, sintetizatoare, un drum machine, chestii din astea. Și ea vorbea la microfon cu un delay, dar nu de delay de manele, un delay așa de muzică electronică și povestea un date, o întâmplare, gen tu așa, un fel de traumă. Vă pot da și un pic de audio în acest moment. Varianta cenzurată, nu, că aici e podcast, pot să vă dau direct necenzurată. Mie mi s-a blocat creierul. N-am auzit niciodată deci asta așa este... I-a făcut lui ceva în lume și de fapt era tot în capul lui, frate. Deci s-a stat să-l ascult o oră, cum lui se părea, eu mă miram. Nu pot cu acordul. Deci eu când iau acord, deși era așa, e un cuplu care făceau acest live act. Și am zis, da, ok, cred că seara de azi e compromisă, hai să eu mă duc merg, acasă. Eu merg în expirat și stau acolo, eu asta fac. Eu merg în expirat, stau, îmi place foarte mult în expirat, stau acolo, e muzică normală și mi-a plăcut foarte mult de curând am fost și pentru că se închide la 10, cred că ne-am întâlnit sau nu mai țin minte. Și erau canapele, da. Deci nu era tare muzica, da. Am stat, am băut, da. Ginuțul bun. Îmi place să dansez și așa, chiar îmi place, dacă nu dansăm, nu vreau să fie muzica tare, că nu-mi place să țip. Da, și te și cât după aia știu. Da, îmi place, da, ori dansez 14-16 minuțele. Eu, bă, da, nu, mă gândeam exact la ce poveste așa. De-aia mă gândeam că sunteți, tu ești și deschis, eu nu aș ajunge, nu mă găsesc aceste bine, partiuri. Eu aș mai ajunge, Minculescu, dacă ar putea doar să stea la ceva terasă, unde se aude meci. Nu, mi-e place. Îmi place mult muzica electronică și îmi place să o ascult, să mă să o aud tare, chiar îmi place. Și de asta. Da, eu nu mă droghez și... Eu am ascultat foarte multă muzică electronică în liceu. De la toată muzica electronică pe care eu am ascultat-o la liceu, m-am oprit la un moment dat din a o asculta, am intrat la facultate și am mers pe alte căi ale Domnului. Mai pe muzică, disco, pe... Da. Da. Adică cred că e de fapt drăguț că te-a întrebat care e problemele. Am băut multă apă plată la liceu. Că te-au acceptat. Da. A fost, bă, dehidratai. Eu am vorbit, probabil te-au văzut că era, bă, ăsta e prima oară aici. Du-te tu să-l primești în doastră. Și dacă pleacă la faza asta, nu e de-al nostru. Care-i pronumele? A plecat. Okay. Nu, că n-am plecat. Am zis salut azi. Am făcut gluma asta că sunt pronume, dacă ai un nume, am și un nume. Așa. Și ce a zis? Și? Și? Am zis, și... el,
El, e el. Cum? Poți să-mi zici el, dumneavoastră. Ești el. Poți să-mi zici dumneavoastră și să trece în pula mea să-mi debat. Poți să-mi zici dumneavoastră să-ți iei ușor, să nu te iei capat. Da. Hai mă, că deja știi care e chestia, eu chiar sunt politically corect, crede-mă, față de mulți oameni pe care îi cunosc, dar nu-mi place o exagerare, gen, hai să nu nebunim în puii mei, că uite, e problema asta e la stand-up în America foarte mult, e că s-a ajuns, nu o să mai poți să glumești atunci despre a, nimic. A început cum ar fi, n-ați văzut pe ce se întâmplă cu Netflix și Spotify? Da, Jimmy Carr și Jimmy Carr, dacă ați văzut show-urile mai vechi, ăsta îți pare mult mai soft și s-a scuzat. Și a pregătit. Înainte nu se scuza. Nu. Da, să uitați la Jimmy Carr, His Dark Material. Și dacă nu știți pe Jimmy Carr, mai bine începeți cu niște show-uri mai vechi. El are glume dure în care nu se scuza. Acum, pentru că era cu politically correct, s-a scuzat și a zis că dacă vorbești despre un viol, nu e ca și cum mai face violul, hai să intrăm în glumă. Și acum oamenii vor să-l dea jos. De Joe Rogan a apărut nu știu ce, că a zis într-un podcast pe Spotify... A avut un medic invitat și el a zis ceva de COVID și au zis ăștia că e informație greșită, eronată, nu știu ce, și e o întreagă tâmpenie. Păi, la Joe Rogan mai înțeleg. Da, mai da, înțeleg, nu, pentru că tot aduce și dă, eu înțeleg libertatea de exprimare, dar dă voce unor voci periculoase în condițiile în care suntem într-o situație nasoală. Nu o zic să-l canceluim, dar totuși... Păi da, da, la asta mă refer. Da, poți să zici, bă... Pot să fiu de acord cu orice, dar se cade într-o extremă de asta, pentru că oamenii... Pot să zic asta? Mai să zic că oamenii adoră, frate, momentul ăsta. Când cineva greșește, indiferent poate a greșit vrut sau nevoit sau nevoit, mamă, le place la nebunie cu aia. Dacă faci o greșeală tu la radio și spui ceva, din greșeală, faci o glumă proastă, mamă, să-i vezi cum sar, frate. Da, 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 a zis, să cancel, nu știu ce. A pus Emil Rengle un video în care dansa pe o muzică și era îmbrăcat într-un anumit fel și au zis că este cultural appropriation. Bă, dacă o sete mâncați și erau românii mei care au aflat acum 4 luni ce înseamnă cultural appropriation. 4 minute. Suteme mesaje că și nu-l dai coaie. Calmați-vă. Am înțeles din primele 4-6 de comenturi. Dacă chiar ești atât de implicat și te deranjează, ai văzut că a scris și altcineva. Nu trebuie să zic și eu la mine la corporație că și eu știu ce e cultural appropriation și să-l dea jos. Adică simt nevoia de revoltă oamenii doar ca să fie revoltați. Dar bine, e și un trend acum și așa la mod declarativ sunt foarte mulți care sunt împotriva multe, dar dacă îi pune să ia, să ia acțiune, da, n-ar face absolut nimic. Exact. Atitudine. Voiam zic că asta cu Joe Rogan și așa, el acolo când vorbește aduce niște medici, niște profesori care sunt de niște păreri, mă rog, eu nu știu exact faza cu podcastul ce a zis și cine a medicul ăla, dar am înțeles că e un medic care a... Asta, așa s-a scuzat el în videoclip, că e un medic care știa ce vorbește și a ajutat la dezvoltarea vaccinului pe bază de ARN și a zis el ceva că nu poți să faci booster la infinit și că, mă rog, și mi se pare că avea un exemplu foarte bun, într-adevăr, când toată lumea zicea de să-ți faci vaccinul și toate cele și așa, nu zicea nimeni de, bă, da, sport faci, da, bei apă, da, dormi, da, te odihnești. Se referea așa. Da, da. Clar nu poți să dai informații așa, dar alți artiști au zis, eu îmi dau jos muzica de pe Spotify pentru că așa. Bă, știi ce cred că e? Știu de unde cred că e exagerarea? Toată lumea știe că el a luat foarte mulți bani ca să se ducă cu podcastul acolo. Și în sinea lor și artiștii ăia de pe Spotify și ăia de acasă sunt, bă, dar i-a zdalul ăsta, bă. Primesc puțin pe Spotify. I-a zdalul ăsta 100 de milioane ca să vorbească căcatul la microfon. Trebuie să fie, că altfel... Nu știu. A mai fost acum că a zis și The N-word foarte mult timp acum. Da, 10 ani. Asta mă... Dar mă rog, el s-a scuzat că nu-l zicea adresându-se cuiva, ci vorbind despre The N-word, îi spunea, adică nu îi zicea The N-word, da, îi spunea chiar pe nume. Acolo e un pic altceva la ei. Nu, acolo e un pic altceva. Da, da, e. Noi nu e, eu înțeleg că n-a zis-o asta în modul ăla, dar vorbind despre asta, dacă nu e ok să folosești, frate, nu mai folosi. Da, mă, dar știi care e chestia, frate? Eu sunt complet de acord, în primul rând, în istoria lor, chestia asta cu The N-word, într-adevăr, nu poți să folosești cuvântul ăsta, n-ai cum, e imposibil. Dar trebuie să aibă și un pic de sens, nu trebuie să, adică să ajunge la cenzură la un moment dat. Dacă eu nici din greșeală, cu aia am greșit, adică scuze, normal că o greșeală nu înseamnă femeile care sunt bătute merită să fie bătute dacă ele nu zic nimic. Asta nu e o greșeală peste care putem trece, pentru că e o tâmpenie ce ai spus. Femeile alea așa au trăit de mici, nu știu diferența între bine și rău, bla bla bla, nu au apărare, le e frică și așa mai departe. Dar dacă eu fac o glumă la un roast sau spun ceva și
e o glumă care poate tocmai prin glumă am adus awareness faptului că femeile sunt bătute și a zis, păi gata, cancel, nu mai lucrează în viața ei. Asta mă deranjează. Le place la nebunie să agite motoarele când ajung acasă. Și vorba ta, iartă-mă, vorba ta, dar tu timpul ăla la un centru și ajută-le, ia vezi că au nevoie de aia, de aia, de aia, de tampoane, dacă ești așa implicată. Nu da dislike. A făcut și ea ceva pentru societate. Mi se pare că, cred că acum ne găsim, că până acum n-a avut loc discuția așa, și acum ne găsim limitele, cât să nu fie exagerat să-l anulezi pe unul pentru o glumă proastă și cât să nu fii prost să faci o glumă proastă. Acum, având discuțiile astea, ne găsim cumva zona aia unde se poate vorbi și nu se poate vorbi de chestia asta. Mi se pare că de nicio parte nu prea se știe exact și acum aflăm. Ok, dacă... căcatul ăsta pe care îl zic supără o comunitate întreagă, ok, hai să ne vedem de ce e supără. Normal. Și dacă putem să facem să nu-i mai supărăm. Ai văzut ultimul show al lui Dave Chappelle? Da. Știi gluma aia cu ar vrea să fie el președintele feministelor sau nu știu? Da. Ok, da, nu zic că poate să nu dau spoiler. Mamă, ce, hai că ne-am dus în zona asta. Da, de Ana Maria Prodan și Reghe, nu mai ziceți niciunul nimic. Băi, uite, vezi, serios, uite, știi care, uite, am pătit de curând. Că ai forțat. Stai un pic, noi nu suntem frate, oamenii cred că deci, nu ne cred oamenii când ne întreabă de vreunul de pe TikTok sau de nu știu cine și hai mă, cum nu știi? Și nu știu, a fost, nu cred știu că lui Stan, lui Stan sau ceva. Lui Stan care ne-a întrebat cineva. Mi-a zis că e cea care face cumva de pe TikTok ceva, făcea, are... Nu știu, frate, nu știu. Și am auzit de Ana Maria Prodan, știu și Reghi că e fotbalist, antrenor. Dar noi suntem foarte la... Nu mai am de mult televizor și nu mă uit, decât dacă mă interesează ceva, mă uit pe... Mi-am downloadat Antena Play să mă uit la ce vreau eu de pe Antena 1, de exemplu. Dar nu mă uit la televizor și nu știu foarte multe vedete. Cineva m-a întrebat de curând, zi-mi și mie, top 5 bărbați sexy din România. Și mă simțeam efectiv și aiurea că părea că mint, părea că sunt eu gen pudică și chiar nu sunt. Nu, cine, zi-mi cine, nu știu ce să zic, nu mă uit la televizor, nu citesc ancanuri, nu știu chestii de genul ăsta, trăiesc în bula mea și în zona în care eu lucrez sunt luat așa drept. Hai mă, coaie, nu știi? Coaie, nu știu. Și a zis cineva, măcar să aleg între Victor Slav și nu știu cine. Și am trebuit să mă gândesc tare, tare de tot cine e Victor Slav ca să nu creadă că mint. Eram face pain. Nu știam că au divorțat. Dar m-am uitat la reality show pe vremuri când era Prodanca și Reghe. Era absolut savuros reality-ul ăla. Mă uitam cu o prietenă, da. Da, era genial. Da, mie îmi plăcea așa. Mie îmi plăcea demenajera aia lor. Da. Nu mai știu cum o chema. Era prietena ei, o prietenă de-a ei, cred, din copilărie. Era din copilărie, da, și-a luat-o și făceau, na, făceau toate treburile, dar era absolut minunată. Da, da, da. Cum mai jura aia pe la colțuri, așa că nu mai știu. Nu mai știu cum o chema. Scuze. Dar nu știam că au divorțat. Erau un cuplu de mult timp împreună, nu? De asta, de știa lumea, de ei. Power couple. Power couple, da. Na, îmi pare rău. Rodeghe sau cum, nu se unește, se face... Nu știu. Cred că doar în afară e asta, America. Nu știu dacă Brangelina... e și la mine. Reghedanca. Da. Reghedanca. Care pare și la ritm voi, de manea. Reghedanca. Ritm da, de manea. Da. Cineva mi-a făcut cadou de curând, am făcut noi niște podcasturi din Tenerife și făceam niște glume că sunt eu fiartă pe reggaeton. Tot încercam să merg la un club de reggaeton, dar am zis că era exagerat de scump totul acolo, îmi luasem o bluziță cu puf până da, m-am da, mai dus. Banii noștri. Și a rămas asta că fiartă pe reggaeton și mi-a făcut cineva o cană pe care scrie fiartă pe reggaeton, dar scrie fiartă pe, e capul reghe și ton. Oh, that's smart. S-a părut foarte funny. Deci acum am în casă o cană cu capul lui reghe. Se pare... Deci este unul dintre cei 5 bărbați sexy din România. În primul rând... Dar chiar e sexy? Reghe? Nu știu Cici dacă e sexy sau... Probabil că nu. Dacă îți place gelul de păr, da. Mult. Sau gelul. Ubi. Da. La urmă e sexy. Pentru cine îl place. Se pare că pentru Prodanca mult, acum nu mai e sexy. A fost sau poate mai e, dar nu mai poate merge. Poate e, dar nu se mai iubesc. Da. Nu-mi pasă. Pentru tine care ar fi top 5 bărbați unul din România? Sexy? Mincu. În afară de Mincu. Costel, nu, sexy am zis. Îi plac ăștia cu păr mult. Costel crezi că are păr mult? În cap ce puțin. Top 5. Vezi că e greu. Dar nu vine nici bine niciunul. Da, eu nu știu de ce. Parcă, poate, cred că trebuie să ai altă vârstă să te gândești. Pe... Leon Dănăilă. Cine e Leon Dănăilă? Uite, nu știu. Doctorul ăla cu părul alb și mare așa. Și... Care a fost găsit în metrou și s-a... Da. Și a fost pus în tramvai sau ce s-a... Șoșoacă. Petiție. Măi, bărbat. Era o glumă, da.
Da, nu, e nu Iohannis, cred. Mi se pare destul de sexy, sincer. Da, da. A fost faza cu vaccinul, că avea brand. Și când pleacă el din avionul ăla și are ochelarii aia. Draven, da. Ce, da, când se urca în Wiz sau ce era? Da. Wiz Force One. Cu ce merge Wiz Force One. Da, mă, vezi că nu poți să zici chiar așa, pentru că chestiile astea obvious, precum Dorian Pupa, pentru mine personal, it's not my thing. Dorian perfecțiunea aia, așa că e și bronzat și are și dinți. Ce standard de... Astea au fost primele două calități, are e bronzat dinți. Și are din genul meu de e sexiness. E bronzat și își mestecă singur mâncarea. Lucruri pe care le caută un bărbat. Ce cauză un bărbat? Să-și mestece singur. Mie mi se pare mai sexy, de exemplu, Macanache. E deplasat, că e finul meu, să e zic sexy, asta, dar e mai sexy. Cred așa că, ca cred că sexiness-ul nu, în general, ce-am mai auzit eu așa, da. Nu, depinde de ce fel de om ești, dar în general sexiness-ul nu e asociat cu sport, mușchi, sală. Trebuie să ai atitudine. Slavă nu... cerului. Și atitudine. Da. Să fie amuzant. Cred că zici, trebuie să ai air fryer. Slavă cerului. Trebuie să știi să folosești. Dar la bărbați parcă e altceva, nu știu. Mă rog, și la femei poate fi altceva, dar e... Da, femei trebuie să aibă puls. Puls. Să fie cât de cât calde, știi? Dacă s-a răcit... Nu foarte moarte. Nu foarte, da. Nu foarte moarte asta, erau, trebuie să fie. Da, glume de alea. Făceai când te îmbătai, nu știu, acum mulți ani. Pentru câți bani n-ai face sex cu Angela Jolie moartă? Nu. Moartă, da, nu știu cine fără un picior. Da. Da. Erau. Fără un picior, acum... Acum? Ce poate să-și chiar, faci cu două? Poate chiar ți-e mai ușor ca unghi, așa. Mă gândesc. Umer crack. Dar există era o, scuze, categorie. Era o, din asta o poză pe Tinder tot așa cu o fată fără o mână și avea acolo personality 10 din 10, body și arta și bine așa la corp. Body 10 din 10, hands 1 din 2. Oh my God. Oh. Ea avea trecut asta. Da, ea avea. Vă rog frumos, nu vă desabonați de pe Patreon, trebuie să luăm scaun, tocmai am luat o lumină nouă, e scumpă rău. Stați acolo, stați acolo pe Patreon, că-s $5 pe lună. Se vede și stați acolo. Ce faceți? Uite, asta vreau să vă întreb, că poate ca să faci un matinal la radio, trebuie să, știu că trebuie să îl pregătești sau faceți asta, să-l pregătiți, a doua zi și rămâneți, practic, adică munca voastră nu e doar de alea, orele alea live, cât durează emisiunea, yeah, 3 ore. Nu știu, vorbeam la radio recent că... Mă scot din minți oamenii care au impresia că lucrez doar 3 ore și că gata e. Da. Păi de-aia v-am întrebat ca să, că poate oamenii se gândesc, bă, ăștia vin, au vorbit și ore, da, faci și glume, nici se pregătești. Nu, măi, cei drept sunt mulți care fac asta, pentru că în mod normal e un producător care se ocupă de lucrurile astea pentru tine. Și writer de glume. Sunt și care au writer. În România? Da, majoritatea. Da, a, da, de fapt, asta industrie, că știu și eu. O să ajung ca magicianul ăla care dezvăluia trucurile și zicea noi mici la emisiune cu unul cu o mască și făcea trucurile de magie și a fost dat afară din comunitatea magicienilor că dădea prea mult din casă. Așa și noi. Nu, dar majoritatea au writer, producător. Din câte radio să te mai dea afară? Majoritatea, da, au și producători și writer și nu știu ce, dar noi asta facem împreună. Ce drăguț. După seara, de obicei trebuie să așteptăm să vină seara, să vină știrile. Ca să se adune știrile, să treacă alea cu morți, ca să mai fie și astea amuzante. Da. Să treacă alea de la 5 și să vină știrile amuzante. Aveți libertate totală pentru că e online? Avem libertate, da. Puteți să ziceți pula? Da, puteam zis și ați zis și voi. Noi nu, mai rar mai zicem și noi, dar... Nu o zicem pentru că avem noi filtrul nostru. Ba da, mai vorbesc așa, dar poate mai ascultă vreun copil, părinții cu copii, mașină. Hmm. Crezi că e mai ok ca copiii și părinții să audă înjurăturile în engleză din filme? Mi se pare că amân inevitabilul cu câțiva ani până când învață copilul engleză. Dar nu, dar... Măi, oricum, înjurăturile sunt omniprezente, adică oriunde te duce copilul tot mi-a asemenea. Mi-a venit nepoțelul meu de 6 ani la mine și a venit, vine să zic ceva la ureche. What the fuck? Vezi că știe mai mult de atât. Dacă mai pula. Și era mea. Și era mea. Ce pula mea vrei, mă? Serios? Nu, îți dai seama, i-am dat una. Nu mă, dar sincer, nu, dar nu sunt de acord. Nu mă gândesc acum să-ți expui copiii la modul hai vină-n pula mea încoace, nu la modul ăsta, dar... Nu, mă rog, sunt și frustrată că mie îmi zice lumea că trebuie să vorbesc mai frumos și pe mine mă deranjează. Păi, fiecare face ce vrea, vorbește cum vrea, e liber, are liberul arbitru, dreptul cum ai dat să se exprime cum vrea. Am avut, am mai povestit asta, cred, o dată la podcast, dar nu vouă. Deci am avut de curând o experiență de genul ăsta, că eram cu prietena mea Hayat într-un restaurant, unde, mă rog, are și acolo treabă, e hostesă, glumeam.
Și mi-a zis, am strigat eu, hai în pula mea mai repede la poză. Și ea mi-a zis, fata, mai sunt clienți. Și am zis, și ce? Ce crezi că poți să mă, nu poți să mă mai educi? Clienții ăia poate să zică doar, a, sunt la un restaurant unde e o mitocancă care vorbește urât. Dar eu nu pot să, nu mai pot să-mi spui acum la 31 de ani, gen, băi, sunt și alți clienți. Și ce pula mea să sugă pula clienții ăia? Dacă avea treabă femeia acolo și tu ai venit cu ea. Păi, eu merg pe stradă, foarte multă lume în jură. Ce să vorbiți mai frumos? Băi, erau acum câteva zile niște fetițe de 13 ani. S-au luat efectiv la bătaie și la înjurături pe stradă, niște înjurături la care nici măcar nu aș fi gândit vreodată. Adică, noi ne ferim așa, e stupid să facem asta, că știm mai multe că știm noi. De ce făceau mișto de pronume sau ce? Nu știu de la ce s-au luat, s-au împins una între alta, după aia a început să arunce cu ghiozdanul una între alta și să se înjure. Și erau foarte... Eu am rămas stâmpită. Deci am rămas stâmpită. Spuneau niște lucruri extraordinar de porcoase. Nu, e groaznic și... Nu, mie sunt total... Ascendentul, mă, pe retrograd. Sunt împotriva violenței total și nu mi se pare că... Nu e necesar să ai un limbaj de genul ăsta necenzurat. Mi se pare doar că este mult prea multă ipocrizie și mi se pare foarte înapoiat să spui că o femeie trebuie să vorbească frumos. O femeie nu trebuie să nimica. Un om era, cred că, mai mult. Nu, e mai mult există. Da, exact. Da, okay. Tu ca femeie trebuie să fii mai, mai finuță, că arăți atât de angelic și ai un limbaj atât de murdar. Pula, o cretină mi-a scris pe net de curând că ce frumoasă ești, ce păcat că vorbești așa. Ce păcat de legătura are cu aia, sunteți, Doamne ferește, Doamne, cât ce minte au cu aia. Am mai pățit din astea la radio, gen, cu ochii, trebuie să-i explic copilului meu ce e un threesome sau dacă mai făceam, da, mai zice eu. Mamă, trebuie să-i explici multe. Da, dar eu cumva nu vreau să fiu eu cauza. Da, dar nu care cauza. Problema acum copilului. Trebuie să-i explic copilului meu ce înseamnă un divorț. Știi, și ăștia care sunt atât de sensibili. Trebuie să explic copilului meu de ce stau pe telefon și nu-l bag în seamă. Trebuie să-i explic copilului meu de ce mă port urât cu mami. Da, exact. Da, da. Că, nu, ăștia sunt ăștia la fel, ăștia oamenii care zic asta au auzit și ei pe undeva, știi? Ca și cum, da, e ca și cum dai share la o memo. Au auzit că se poartă să reproșeze așa. Da. Eu trebuie să explic copilului meu. Păi, da, eu acolo parenting. La radio am responsabilitate pe ce zic eu. Da, eu nu am treabă cu ce face la casă, ce zice copilului. E admirabil felul în care gândești tu. Eu nu cred neapărat că eu am dreptate tot timpul, e doar ceea ce simt. Dar mai e o chestie, stai, e un pic diferent. E un pic diferent de poziția ta a voastră. Da, că mai și reprezinți instituții, un radio, absolut, bineînțeles. Companie. Noi suntem independenți și atunci noi suntem la modul nu te uita. Nu, dar vorbeam în general așa, că e chestia asta care e într-adevăr foarte ipocrită. Bineînțeles, adică, că... maica mea vorbește foarte porcos și de când era mic a vorbit foarte porcos și a fost cu morți, cu pule, cu toate cele. Și ești un om ok. Și sunt un om ok pentru că mi-a spus clar că trebuie să fac diferența între anturajele în care pot să mă exprim în felul acesta și anturajele în care trebuie să am un limbaj diplomat. Adică nu poți exact, nu poți să intri într-un McDonald's să zici hai în pula mea mai repede. Dar dacă te duci la un restaurant scump unde ai o figură, poți să zici. Bă, e ideea că... Dacă dau figuri și te servesc prost. Normal că și eu dacă sunt la o întâlnire sau într-o emisiune live sau undeva unde... Da, uite, vorba ta, știu că se uită și copii, habar n-am. Normal că o să vorbesc altfel filtru, da. Și că mi-aplic un filtru pe care îl am. Dar tocmai de asta iubesc că pot să fac podcastul ăsta în care mă exprim cum vreau și privesc niște oameni care trec peste asta. Da, corect, corect. Nu asta e problema lor principală, dacă zic eu sau nu. Nici asta nu trebuie să fie responsabilitatea ta, pentru că ești la tine pe tarla. Bașca asta cu poate se uită și copiii. Păi aveți grijă la ce se uită copiii voștri. Ce dracu să le fac eu? Există și Pornhub în puii mei. Ce să facem acum? Că ai fătat un copil, trebuie să avem grijă să închidem Pornhub-ul. Miculescu, la ce mai face laba? Te duci tu să te uiți la Ionut și Ramona pe Twitch cât tati o fute pe mami. Pentru că nu și după aia ei cu live acolo, știi, să vă ascultă pe voi în ce îi fac sex. Oh, trebuie să-i explicăm ce e un threesome. Oh, Doamne. Asta e fixă, da, mă rog. M-am uitat aseară din nou la The Imitation Game. Imitation Game, nu? Da, se știți? Cheamă. Cu codul, cu Benedict Cumberbatch. Cu Enigma. Benedict cum e? Cumberbatch, nu. Era o glumă, nu mai știu, unde îi ziceau de fiecare dată altfel. Nu mai știu, că era la Between Ferns. Between Two Ferns, sau nu mai știu. Da, la Benedict. Îi ziceau mereu altfel, care numele sta complicat. Da, m-am uitat din nou și m-am enervat. Bine, mă enervează foarte rău chestia cu discriminarea. Mă, nu știu de ce, poate există mai multe vieți și am fost foarte discriminată, dar nebunesc când văd asta și cum a ajuns omul să se sinucidă. Omul care, practic, a salvat omenirea, a ajuns să se sinucidă pentru că el făcea sex anal. Ceea ce mie mi se pare cel mai fucked up lucru din lume e că să spui că te deranjează oamenii gay e foarte pervers pentru că înseamnă că ți-ai imaginat cum fac sex.
Pentru că e ca și cum eu spune că voi doi mă deranjați, pentru că eu îmi imaginez că tu îi faci niște chestii Ramonei care sunt un pic deplasate. Și dar știi nu ce imaginer fraierul ăla? Nu. Eu îmi imaginez că voi faceți sex când tu ești îmbrăcat păi, în bebeluș și ia dățuță. Că ești acolo și că îți fac chestii și ție. Tu ești a part of it. Că atunci ajunge să te deranjeze. Da, mi se pare foarte ciudat. Ne-au rugat să nu spunem asta cu bebelușul. A, stai frate, am văzut că îți deschide cu ei mei. Uite să aștept să dacă era la Virgin Radio, acum e bătut de a doua oară afară. Da, nu pupai. Apropo de asta, ci că și în India e o localitate care se numește Gaie cu Y și aeroportul, prescurtarea aeroportului de 3 litri e gay. Și niște politicieni de acolo vor să schimbe numele pentru că e prea gay. Că au ajuns mulți din greșeală în orașul ăla. Ok, that's so cool. Da, mă, da, e... Da, mă rog, nu există lumea ideală în care vrem să trăim. Păi, ușor, ușor, na. Putem să o îmbunătățim un pic, măcar în țările astea care sunt foarte needucate și înapoiate, cum da, e a noastră. Peste, dar nu, că peste tot e așa, că noi avem impresia că altundeva băi, e mai bine. Nu, dar e, sunt toți e un pic, aud. E un pic. Suntem un pic mai înapoiați, da, adică da, îți dai da. Seama de chestia asta din reacțiile oamenilor, din cum ne ferim, din cum am rămas încă cu... Da, sigur, hai să vorbim doar despre nu știu ce căcat, că n-avem cum să facem o glumiță. Păi partea proastă e da, că ne pasă foarte mult de ceea ce spun alții. Păi îți pasă că ea mută canalul sau nu, știi, până la urmă. Adică în domeniul public, la televizor și la radio, tu vrei ca ea să rămână acolo, nu? Așa funcționează. A, nu, ziceam în general așa, că de asta tindem să ne cenzurăm sau să... Că fim, de să ce ne spun ceilalți. De ce ne spun, da, de da. Din cauza ceea ce ne spun alții. Dar nu depinde acum, dacă mergi pe controversă, poți să vii, să șochezi și cu din ăsta. Pe de altă mai... parte, trebuie să, mă rog, trebuie să există o măsură, că într-un fel... Eu am vorba asta, știi? Dacă sunt super mulți oameni zic că ești beat, te mai culci, știi? Dar acum, pe de altă parte, depinde cine îți spune. Habar n-am. Eu nu cred niciodată că sunt beat. Nu, oamenii... Oricum, oamenii care stau să comenteze... Eu nu pot să iau în serios pe oamenii care stau să comenteze. Să-mi spună mie... Bine, nu neapărat mie. Dar să stai să comentezi cuiva, să-i spui unui om că e de căcat. Tu îți faci timp da, să-i faci ziua proastă da, lui. Ai prea mult timp la discuție. Am discutat în subiectul ăsta, l-am trecut și noi. Adică eu acum deja avalanșa asta de nervi dată de la răutăți, am trecut-o pe partea cealaltă, nu mai prea am răbdare să citesc. Da, eu nu stau niciodată să citesc, nu stau să dar într-adevăr, e ciudat. E ciudat să spui ceva de rău. Eu mai aud asta în ultima vreme. Dacă ești persoană publică, trebuie să fii asumată. Care nu înseamnă nu înseamnă cuvântul a să fii ce asumat, înseamnă? Nu există această acțiune, să-ți asumi, da. Dar nu poți controla nervii oamenilor. Ei îți comentează de rău pentru că sunt supărați pe viața lor. Noi am prins, eu, de exemplu, am prins primul hate de pe internet, că noi făceam printre primele filmulețe de pe YouTube. Tu am prins primul lucruri. Val de hate și de astea și chiar m-a călit un pic așa și acum nu mai am. Dacă mi se mai întâmplă ceva, dau direct, șterg și dau bloc, nu mai. Nu, e foarte rar șterg și dau bloc, de obicei nu bag în seamă. Nu, eu șterg și dau bloc. Dar încă nu sunt așa multe și când e ceva, șterg și dau bloc. Eu mereu nu am mai zis asta. Dar oricum n-are sens să discuți. Dar eu mereu am zis, știu că n-are sens discuția, dar uite doar asta. Eu mereu am nu să discut asta. Cu ăla, nu discut. Am foarte multe lucruri care mi se par penale pe net. Doamne, câte lucruri mi se par penale pe net. N-ai idee. Și motivul adică ceea ce fac eu este că nu mă mai uit la chestiile penale de pe net. Păi dacă, exact, dacă da. Nu-mi place să mai îmi iau eu încă niște timp ca să scriu ești penal, pula mea, dă repede să mă uit la ceva ce-mi place și îmi dă o stare bună. Păi da, scrieți în notes și doar ia cu copy-paste. Ai o categorie, dar e prestabilit. Ok, femeie, bărbat, femeie în vârstă, și crede-mă, deci vârstă. mă uit efectiv, urmăresc și zic, n-ai cum să fii atât de proastă. Dă să-ți dau unfollow, că nu mai pot să-mi apară da, asta. Da, exact, îți faci de Ramona și... dar mi se pare tare o altă chestie pe care am aflat-o, am dedus-o și eu în timp, că la noi e un pic de hate dacă faci reclame la chestii, știi? Și eu fac reclame la chestii, câștig bani din asta, da. Sunt și actriță chiar, pot să fac reclame pe bune. Și când îți comentează lumea de hate, să ne-am ducat, tocmai m-ai ajutat în pula mea. Algoritmul nu știe dacă te-ai supărat pe mine sau nu. Eu trimit rezultatele la companie, data viitoare mai mulți bani cer pe reclamă. O să fac mai multe reclame, așa că nice, comentează, gen, ajută. Ajută Riciu super mult. Dar, na. Da, uite, eu nu m-am uitat la Bravo, ai stil, emisiunea mea preferată. Eram acolo cu
țațe cu ceartă power să cu toții. Și nu pentru că nu-i mai place. Și nu pentru că nu mai place formatul. Doar că era o concurentă pe care a cărui existență nu o înțeleg și mă scoate din sărite. Cum o cheamă? A cărui existență nu înțeleg. Nu-i place de ea. Nu, nu-i place de ea. Băi, nu înțeleg nici existența, pentru că nu fac existența e pentru că părinții ei s-au iubit. Vorbim de ultima ediție, nu? De asta, de ultima ediție, da, pentru că... All Stars? Eu nu știu, dar bănuiesc. Eu nu știu, mama se uită. Bănuiesc. E asta ultima acum, care doar s-a terminat. Și m-am uitat până într-un punct. Și când am văzut că se întâmplă ceva din partea publicului în direcția acestei domnișoare pe care eu nu o simpatizez și publicul o simpatiza, nu am uitat. Adică e foarte important să filtrezi. Da, mă, da, știu. E normal să nu-ți mai placă. Stai puțin, frate, că e ca și la fotbal, normal. Eu de-aia nu mă uit la fotbal românesc. Nu joacă bine, nu e marfă, nu îmi place, nu mă mai uit. Prefer să mă uit la Anglia, la Spania, unde e să joacă. Poate că ar fi mult mai ușor să ții bilet, să te duci pe stadion să urli muie. Da, da. Da, măcar cu aia, măcar dăm bani, știi? Da, măcar gen, s-ar putea să ne audă. Dăm bani și zim, bă, nu. Eu glumesc. Nici atunci. Dar în general, și oamenii mai am mai văzut asta. Nu vă place decât când sunteți complimentați. Da, da. Pula mea, e cineva acolo. Îmi place. Da, e și o diferență între o critică constructivă. Ok, bossule, ce ai făcut acolo nu e și... Te pula mea de ochilaris, o critică constructivă. Ok, bossule. Că există respect. Ok, bossule. Acolo cadru, lumina cum cade pe fața lui ăla... Să dar ce familia critică mea dacă constructivă poate să-mi dea cineva care nu e din domeniu? Exact! Cum adică poate de ce ar construi? Avea o părere pertinentă. Când faci ce faci, nu te adresezi celor din domeniu. Da, mă, dar nu ce poate să mă ajute? Dacă exact. Cineva poate să fie un om care e pasionat de deci, stand-up, să zicem, bă, da, ok, amuzantă. Poate acolo, da, gluma n-a avut cadența potrivită. Uite, poate zice unul asta. Nu poate să-mi zică asta de cineva care face. Adică tu poți să... Nu mai îmi zice tu mie. În gen, tu poți să vezi multe show-uri și să simți. Da, să simți și să zici, bă... Dar eu mă doare în pulă dacă îmi zici. Eu știu că n-o gluma mea nu e bună. Iau doar din partea unor colegi, știi? Da, ok. Acum... Dar nu zic, uite, nu neapărat la stand-up, dar și la filmulețe, ok. Hai, că acolo... A ținut cadrul prea mult pe aia sau s-a întâmplat aceea sau muzica bă, era da, nepotrivită. De unde să știi nicio cadență și nicio matematică comică dacă nu ești în domeniu? Cum n-ai cum, poate... Că și voi vă uitați la chestii care nu sunteți în domeniu. Vă uitați la chestii care nu sunteți în domeniu. Da, mă, dar n-am curajul să o zic cu voce tare. Asta zic, care e impulsul ăsta? N-am curajul să zic cu voce tare. De ce să faci asta? Știi cum, știi de unde cred că a apărut? Cred că erau și am văzut că se practică asta. Toți ăștia care făceau YouTube în străinătate ca să-și crească riciu ziceau, spune-mi da, cum ți s-a părut. Da, și lumea nu știa că era spune-mi. Ca să-și crească și cred că riciu. Ăștia au văzut, da, probabil, că și eu dacă mă uit, gen, dacă, cred că toată lumea se uită în America. Dacă vrei să iei un softbox, când cauți review-uri, ăia zic, lasă-mi un link cu tu ce ți-ai lua. Și cred că e o chestie de asta de băiat să zic că... Pe de altă parte, noi chiar avem, adică eu și Mincu chiar avem bulan, nu știu cum să-l numesc, dar deci majoritatea oamenilor care au vin la noi la podcast sau, de exemplu, mulți comedianți care sunt la început de drum și deschid show-urile, ne zic că, mamă, cât de mamă ce m-ar fi deschis show-ul la voi, mamă ce public m-ar fi aveți. Cred că ai vrut să ești la noi la show-uri, că ești la noi la podcast. Și la noi la podcast se apucă după aia mănâncă în curs să citească comentarii. Pe mine nu mă mănâncă în curs, foarte rar. Și zic, mamă ce m-ar fi lumea la voi, mamă ce m-ar fi, că toți se uită cu frigă să fie înjurați, știi? Și toți se bucură. Deci, chiar dacă nu citesc, știu că sunteți foarte de treabă, plus că îmi dau seama că veniți la show-uri, că vă întreb. Eu întreb un public mereu cine că se uită făcut, la așa și comunicat și noi acum cu radio. E, e lumea marfă pe Twitch acolo, sunt ăștia care comentează și ea de pe WhatsApp, să dau glumele în aceeași, suntem cumva asemănători. Sunt da, e mișto. Se strică. Da. E mișto să creezi chestia asta și să știi că atunci când se creează o chestie de genul ăsta, e și mișto când te ceartă uneori. Da? Deci, de exemplu, în podcastul trecut am vorbit despre un loc marfă unde am fost să beau și nu i-am dat numele, dar le-am făcut poftă oamenilor ce mișto e locul și nu le-am dat. Și îmi primesc super multă muie, dar în sensul foarte amuzant și mișto, la modul că eu nu am zis cum se numește localul și acum îmi doresc și să nu aflu cum se numește, nu știu ce. Și da, ne certăm între noi, dar într-un mod drăguț, ca și cum îți permiți, știi? Da, da, da. Nu să zici, bă, vedeți că podcasturile nu se fac așa, taci în pula mea din gură. Și la noi s-a început asta dimineața, e că noi mai avem haine diferite în fiecare zi, wow. Și a început asta cu rostul hainelor, dacă mai avem vreo ceva mai dubios așa pe noi, se începe aia pe Twitch acolo, primul lucru, rostul hainelor, ok, eu Ramona arată de parcă merge la o mormântare, eu nu-ți arată de parcă e profesor universitar. De ieri era îmbrăcat în training azi în cămașă. Ah, that's nice. Și s-a început da. Și e marfă, e un banter așa frumos, e o și o tachinare și frumoasă. Și comunică și între ei, își cer sfaturi. Da, băi, ce mouse ai, ce... Da, 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 uneori își mi-ascultă pe noi, e gen, bă, da, ce... Da, vorbesc ei între ei acolo.
Cât costă impozitul la nu știu ce capacitate cilindrică? A, nu glumesc, că chiar ieri au vorbit despre asta. Ești la un search distanță. Da, asta da, Felic cu recomandare. Ce crezi, zice omul? Dar mă rog, asta era de search, nu era neapărat de recomandare, dar... Dar vi se pare diferită oricum lumea acum față de... oamenii care urmăresc acum față de când era un radio, radio, nu online. Nu, și acolo veneau mulți pentru noi și că simțeau, dădeau 5 minute și simțeau, ok, pot să relaționez cu ăștia. Dar acolo fiind de FM mai erau și mulți care... Aie, ține șeful meu radio, magazin, nu vă suport. Era unul în fiecare zi, îmi doresc să ardă radioul ăsta. Șeful meu mă ține, lucrez într-un magazin și mă ține pe căcatul ăsta. Nu te mai suport, ochelaristule, cu glumele tale. Și eu mă zic, da, era fiecare zi. Era hater da, constant. Și asculta și scria în fiecare zi, scria și uneori mai zicea, asta mi-a plăcut. Da, mă, asta, uite, asta chiar eu... Chiar eu, inclusiv să fie așa, nu știu cum să spun, să nu-ți placă ceva, dar să reacționezi la modul ăsta, știi cum ai spus tu, bine, asta mi-a plăcut. That's nice, știi? E da, mă, care să-ți dat-o... placă tot în puii mei. Adică mie, sincer, care îmi plac foarte reacție, da, știi. E... Dar voi cum ați ajuns să faceți radio? Că sunt mulți ani, nu? Adică da, la mine sunt 5 sau 6. Și la mine la fel. Păi cred că în același timp am început amândoi. La mine a fost... Eu am terminat jurnalism... Stai, nu. Am plecat după liceu, am plecat în... 92. Nici acum nu știi. Vai și mai. Așa. Am plecat din, după liceu în Franța, în Paris, la facultate. Mamă! Nu, nu am învățat nimic. A fost oribil. Era ca și cum aș fi făcut liceu. Sociologie. Și eu făcusem tot asta și în liceu și am zis să merg tot pe zona asta. Dar și... sună super marfă că ai făcut facultatea în Paris. N-am terminat-o, că am plecat, că nu învățam nimic nou. Așa, acolo am lucrat ca dădacă și în construcții. După că... Care, oricum, merg mână în mână. Da, da. Păi cu copiii stai în casă și mă ocupam de interioare. Și dar mai ziduri copilul... și de-astea cu pumnul. Copilul și de-astea cu glet. Cum crezi că adormea copilul atât de repede? Băgam repede acolo la vopse. Așa. După aia m-am întors în țară, că nu mi-a plăcut facultatea de acolo și m-am dus la Timișoara să fac jurnalismul. După aia m-am mutat în București, că m-am plictisit și în Timișoara. Și m-am angajat la un call center, în condiții în care urăsc să vorbesc la telefon. Și în ziua ce care... Ce luat bună dimineața! Hei, 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 78 minute, ce problemă aveți? Ramona Duitrescu aici, cu ce vă pot ajuta? Așa, și fix în ziua în care mi-am dat demisia, m-a sunat Coțofană, primul meu coleg de radio, așa, și mi-a zis foarte random că vrea să facă emisiune cu o fată și că el s-a gândit așa în capul lui și a amintit că am o voce drăguță de radio. Da, era coleg gelat de la facultate? Sau nu, nu aveam niciodată, nu, nu, nici ce am, era prieten cu cel mai bun prieten al meu de la, din perioada respectivă, erau colegi de apartament sau ceva de genul ăsta. Și tu nu făcuse niciodată și s-a gândit că tu să fii colegă? Da, și m-a chemat, mi-a zis că dacă vreau să dau o probă și m-am dus a doua zi, m-a luat și m-a apucat în direct. A, o probă. Da, m-am dus să văd care e treaba. Nu, că nu era cu canapea, nu? Și cu de-astea. Nu ți-a plăcut gluma? Da, dar era așa, rând. La prima mână, nu? Da, e... Așa a fost și la mine, la prima mână. Mă scuzați. Așa. Și m-am dus acolo, m-a băgat în direct din prima și mi-a plăcut spune-mi și mi-a zis că dacă a fost ok, pot să mai trec când vreau, când mai am timp. Și m-am dus în fiecare zi până m-am angajat, până mi-a făcut contract. Adică m-am dus, da. Am timp în fiecare zi. Păi doar ce tot să-mi demisie, n-aveam ce face, oricum. Ce tare, tare rău. Ce random. Adică, că, uite, apropo, ce, da. E chestia asta cu perseverența, frate, și să nu vrei de la început totul, știi? Te-ai dus în fiecare zi până când te-au angajat, până când aveau cum să te, să nu mai aveau cum să nu te angajeze. Nu mai te dau afară de acolo, oricum. Se pare foarte interesant, să știi că am observat un pattern în ziua de astăzi, oamenii tineri vor repede. Repede faimă, repede bani, repede nu știu ce și... Dacă ai repede, se și duce repede. Și oamenii care au persistat așa în ce și-au dorit ei, frate, așa reușești, nu reușești dacă vrei, gata, acum, eu fac, ce faci, sunt TikToker și ce faci, filmez cu telefonul cum sunt TikToker. Ce faci? Ce faci, coaie, ce faci? Păi nu poți să filmezi, dar filmează de mult. Persistă. Care e visul tău? Să ajung într-un call center. 4 ani mai târziu. La mine a fost pe... O, eu și așa. Eu am făcut facultatea în Anglia. Da, și da, nu, eu nu știu. Păi ați întrebat voi cum, voi cum ați ajuns glumesc, la radio. Glumesc, și când m-am întors de acolo de la facultate... Ce facultate? Am făcut publicitate. Unde ai făcut? În Anglia? La publicitate. În Anglia, în Anglia? De ce? Unde în Anglia? În România, în perioada aceea, nu exista publicitate să faci la facultate. Era visul meu de mic să fac publicitate și nu exista decât la jurnalism și de-abia în anul 2 sau 3 aveai un curs de publicitate. Și eu n-am vrut să fac jurnalism. Și fix atunci am intrat în Uniunea Europeană, 2007. Tu personal? Și s-a dat, da. Da, am intrat și eu și cu toți românii, am intrat toți. Și atunci s-a dat drumul la studenți liber, mergeți frate, studiați. Și am putut să accesez un împrumut, să merg acolo, să fac facultatea, 3 ani de zile.
mă gândeam să rămân, să mă angajez acolo. Ideea e că după anul 2 de facultate mi-am dat seama, bă, publicitatea asta e practic nu prea e cum m-am gândit eu când eram mică, e. Și cred că vreau să fac altceva. Am vrut să mă apuc de o facultate de muzică electronică acolo, dar n-am intrat, că îmi plăcea să produc muzică electronică. Există facultate doar de muzică electronică? Da, da, asta am zis și eu. Da. Și doar că pentru că nu știam un instrument și ceva, n-am, am fost la un interviu și nu m-au luat. Și după aia, mă rog, aveam și niște probleme acasă și am zis, hai să vin să mai stau un an acasă și văd după aia dacă o mai duc. Și în anul ăla ne-am apucat de 10 lucruri. Da, noi așa ne-am cunoscut. Da. Cu 10 lucruri. Da. Și, mă rog, după ce am s-a mai dus în jos asta cu 10 lucruri și mai făceam așa, mai făceam vizualizări și chestii. Șurubel cu Bogdan făceau matinal la Radio 21 și mi-a zis, bă, aveți și noi nevoie de un writer să ne scrii nouă glume. Și m-a luat pe mine și pe Vali, tot la 10 lucruri. Am scris, cred că aproape un an de zile, glume acolo. De fapt, nu, din septembrie până în mai am scris. Și în mai, Șurubel săracu a făcut boală nasoală la plămâni și n-a mai pus mai bine. Și m-au sunat într-o vineri. Bă, ești apropiat al emisiunii, știi ce se întâmplă, știm de la 10 lucruri că ești hazliu, vino, știu, două săptămâni să îi ții locul lui Șurubel. Și am fost și a fost super bine din prima, era toată lumea, wow, ce dezvolte băiatul ăsta, ce spruchi, și m-au păstrat. Deci și așa s-au făcut 5 ani, mi-a fost cumva accidental. Cu boala al lui Șurubel. Da. Și acum Șurubel cu Bogdan sunt la... Să ne vorbește lumea, da. Am fost și noi. Tot bolnav și ei acum. Bolnav. Bolnav acum. În doi, da. Nu, Bogdan nu e. A ba da, el, sunt, a ba da, da, da. Covidați? Da. Nașpa. Păi dacă a tușit lumea mai mult decât a vorbit. Păi nu, e și din lume, știi? Vorbește lumea. Cum se transmite virusul. Unde ai luat COVID? De la vorbește lumea. Dacă se numea stă lumea tăcută, da. Mai tace și lumea. Da, ați rămas prieteni, se-ți apropiați în continuare. Da, păi cu Șurubel am făcut liceu împreună, ne știm în clasa 9 și pe Bogdan l-am cunoscut tot prin liceu, că ei doi, mai mult, dar și eu, era un proiect, Pro-FM Campus, Pro-FM School. Și aducea Pro-FM-ul boxe, sau mă rog, boxele le aveam noi, aducea un playlist și un soft de radio și noi făceam radio în pauză. Ce nice! A, ce tare! Da. A, deci de mult aveți... Da, și eram oricum mai implicați în chestia asta, eu am venit un pic mai târziu și pentru ei, na, după aia i-au luat la Pro-FM Campus, care era la facultate, era într-un campus acolo pe la R2 și au făcut radio ăsta și după aia i-a luat la... Radio 21, ce Dumnezeu tare. Foarte mișto. Dumnezeu să-l îi facem cu pomana. S-a făcut pomana cu de 5 ani de când. Dar chiar Radio 21 nu mai există. Le s-a transformat în Virgin Radio. Da. Care Virgin Radio, de fapt... În 5 ani se cheme Fată Mare Radio. E în multe țări Virgin Radio, de fapt. Nu? Ca și Kiss FM, care e în mai multe țări. Lebanon a fost primul, nu? Nu, a fost în Anglia, cred. Da? Da, te-au dat afară că nu știi istoria. Era englez, dar e invers. Nu te gândi că a venit Virgin Radio aici. Au venit ei către Virgin Radio. Poftiți acești bănuți să folosim și noi brandul. Adică nu e... Ah, what? Mai... E gen ca Fornetti. Da, exact. Faci tu. A, da? Da. Dacă okay. vrei să le facem aici. Da. Și care e deal? Ok, mă rog. Nu știu care e deal, că nu m-au consultat. Hai să cumpărăm și noi ceva. NBC. Universal. S-a și râs NBC Studios. Ce facem noi aici? I-a scris cineva acum pe Instagram că dacă poate să închiriezi o cameră în studiourile s-a și râs. Și am zis, e o glumă studiourile, glumesc eu și zic studiourile, e o cameră într-un... Asta e bine, da, era ca Silviu German și companiile sale, nu? Cum era. Da. E o cameră într-un apartament mare, atâta tot, da. Tot. Da, foarte mare, da, asta am observat. Imens e. Cel mai mare apartament pe care l-ați văzut. Da, eu așa am zis, da. Da, știu, are 9 camere. Și liftul ăla vechi așa de film românesc, așa... Pare da. Că intri aici, că se întâmplă o dramă. Pare că e Sedem Rădulescu de la etajul 3. Da, da, da. Da, sau acum, Sergiu Nicolaescu. Da, păi, îmi cer scuze pentru acum, glumă. Logic. Pare că te întâlnești cu el pe stere și te salută. Da, așa, ați intrat în liftul ăla? N-am intrat niciodată. Nu, n-am intrat. Nu, pe etajul 1 și oricum nu prea am încredere în lifturile astea. Pare cumva și de mini-instituția statului. Știți cum sunt... Lifturile da. La orice minister, orice, un lift mare, în mijloc și cu scara care vine așa nu, în jurul pare... lui. Aici mai, e la fel, doar că e mai mic așa. Nu-ți vine să lie, că sigur ai uitat un dosar cu șină sau da. Ceva. Dar nu e, pare la că te duce către rai ceva. Asta? Da. Așa mic? Zici că te duce în rai. Nu, e așa ultima e? Cursă pe care ai putea să o ai. Pare, nu pare safe. Tu crezi că ajunge a, rai? Că eu sper. Să, da, da. Eu tot pun vorbe bune. Hai mă, că nu sunt așa rea. Nu, eu nu mai și mergi la biserică și cumva se resetează. Mergi? Da, da. Ai zice, nu? În fiecare săptămână. Ce? Da. Păi, serile alea de ieșeală trebuie să le spăl cumva. Și mergi duminica la biserică? Nu, duminica. Nu, duminica merg mai fraieria, merge exact. Marțea. Exact.
când sunt trei ceasurile. Dar avem un prieten, singuri prieteni, nu? Sau nu știu, poate nu știu noi, care merg duminică de duminică. Wow, merg la slujbă. Dar nu ești un Nur Mahmur? Păi nu știu ce faci, habar am. Vii direct la after. Deci tu mergi la biserică săptămânal în altă zi. Da. Când pot, da. A, când poți, nu e o zi genul, nu e o slujbă. Nu. Care... A, dar nu mă duc să stau la slujbă sau la astea. A, nu, treci nu, pe la... Nu, așa lumânări. A, ok, ok, înțeleg. Deci te duci și aprinzi lumânări. Da. Și ai un loc preferat, ai o biserică preferată? Da, îmi place una din centru unde e super frumos, pentru că doamna la lumânări pe care o știu deja de 4 ani. Și are... Nu-mi dau locul. Seama, exact. Nu-mi dau seama cine este bărbatul acela care mai vine din când în când și pe care sper să-l găsesc acolo în fiecare săptămână, pentru că vine uneori beat. Și e super amuzant că se ceartă acolo la lumânări, unde oamenii se duc și plâng lângă icoane și aprind lumânări și nu știu ce, și se mai ceartă. Bacă unul a luat prea mulți bani, bacă s-a pierdut cheia de la casă, bacă sunt niște axe de pe o casă pe care trebuie să le vorbească și să ia o casă. Se ceartă cu oameni care aprind lumânări sau cu ăștia care lucrează pe la biserică? Ai doi se ceartă. Cu oamenilor care aprind lumânări. Credeți că merge acolo să se roage? Da, nu, merge toți pentru bălăcăreală. Pentru storiuri. Nu, dar zic că nu ai la Bravo ai stil, trebuie să iau bălăcăreala singură de pe străzi. De la Bravo ai har. Da. Cum ați descoperit biserica asta? Printr-un scandal. E biserica în centru, e lângă, cum se numește, ăsta cu ginul bun. Nu e lângă urbanist, e lângă Hanul Lumanu. Chiar e vis-a-vis de Hanul Lumanu. Da, da. Am uitat cum se cheamă. Dar nu e Stavropoleu, e cealaltă. Da, 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 da. Așa, și acum câteva zile s-au luat la ceartă, dar grav de tot, două doamne, pentru că una și-a pus toate lumânările, gen, pentru toate persoanele pe care le-a prins, împreună, și le-a pus așa pe toate. Și cealaltă a venit și i-a scos și le-a zis că trebuie să fie pe rând, că n-ai cum să pui toate intențiile în același loc. Și asta e cea, dar suntem familie. E ok să fim cu toții acolo, să fim împreună da, familie. Dar nu înțelege. Și au început să se certe foarte tare și zbierau una la cealaltă. Excelent. Și noi ne uităm așa. Excelent. Da, e minunat la biserică. Nu, și eu mai merg la biserică, dar foarte rar. Arunți. Nu, merg. Nu, eu merg la biserică, eu sunt credincioasă, dar merg destul de rar, nu știu de ce. Biserica mea preferată, dacă tot poate îmi place când e goală biserica. E aia de la Națiunile Unite. Aia? Mm. Mi-a plăcut aia de pe... cum se cheamă? Deci ca vibe, zic. Lângă Batiștei. Cum se cheamă? Unde l-am bătut pe fete. Unde sunt Națiunile Unite? Națiunile Unite sunt unde se termină Calea Victoriei și se întâlnește cu Splaiul Independenței. Ah, gata. Unde? Păi nu e aia. La care nu e unde aia. L-am bătezat pe fete. A, de pe Oțetari. Oțetari, așa, foarte mișto. Da, e un preot drăguț acolo. Apropo de mai bine la și care este biserica voastră preferată? Lăsați-ne comentarii și spuneți-ne care e biserica voastră preferată. Și să se certe, știi? Și preotul meu de pe Oțetari face slujba. Și zic acum haterii care se uită la podcast că sunt într-o confuzie, păi vreau să dau coment să zic că e urât, dar îi ajută, vându-ți morții. Păi, nu știu cum să fac să zic de rău, dar îi ajută. Facem bani dacă lăsați comentarii. Puțin, dar facem. De o lumânare așa pentru Ramona. Să mă duc și săptămâna următoare. Să a zis că nu vrea bani la podcastul ăsta, dar să-i dăm de 10 lumânări. Păi da, și o prescură. O prescură acolo, așa a fost. Exact așa va. Mai pe individ. De unde ai știut? Eu iau pe individ. Așa se vede, nu? 10 lumânări, 5 la vii și 5 la morți. Da. Da. A, ești așa? Da. Okay. Și dacă vrei să faci rău cuiva, ai aprins lumânare la mort, chiar dacă e viu. Serios? Da, pentru că de asta vrei să mergi la biserică, da, să faci rău cuiva. Da. Doamne, te rog. Tu așa ai început mers la biserică? Parcă de ce știi asta? Pentru că am pe mamaia care a crescut la țară și știu o groază de chestii dubioase. Spre exemplu, știați că fiecare om are o goangă care seamănă foarte mult cu el? Ce înseamnă goangă? Gen o goangă, efectiv o insectă, care e făcută așa după chipul și asemănarea ta, cumva, dacă tu ești șatân, are și un fel de păr șatân așa și cât ai tu părul de lung, așa are și ea goanga respectivă și poți să prinzi goanga respectivă dacă vrei să-i faci o persoanei și dacă o mori, moare și omul. Bine, să o găsești pe aia să fii stuiesc, că era... Să te duci cu goanga lângă ea. Mulți, era 17 goanga omorâtă degeaba, mi se părea. Și vă întrebați de unde era Ramona atât timp să facă o emisiune de radio, să meargă la biserică, să-și caute goanga, să-și încarce cristalele, să gătească. Mamă. Au, dar chiar și cristale, să purific casa. Am foarte multe lucruri de făcut. Ok, deci nu ești... Tu zici chiar așa proastă, precum pare. Eu m-am mutat într-un loc și sunt fix lângă un cimitir. Și este foarte, foarte frumos, e liniște. Și e așa n-au și cum să ar mai fi dubios să fie gălăgit. Da, și e așa cumva un pic poetic. Pleci dimineața de acolo și te duci la muncă, răsare soarele frumos acolo și te gândești, bă, uite mă, ce... Vezi, trebuie să facem treabă, că altfel ajungem aici. Te stai gândești. Mănâncă cu olivă fiecare zi, Ionuț. Mamă, ce aș mai băga. Cu brioșe de aia așa, cu japoneză. Napolitane, vin cu napolitane, cu Eugenie. Da. Asta chiar, nu faci rost de mâncare moca la cimitir?
Păi nu mă duc acolo. Nu, se duce doar în weekend. Nu știe lorele alea. Mă uit de pe geam, așa, mă uit de pe geam. Aruncați-mi și mie. Mie îmi place super mult să-mi primesc, iartă-mă, cu... să primesc mâncarea de aia de pomană. De pungă de aia cu mâncare de pomană. Da, mult. Dacă n-ai zis, bă, da, proste 5 secunde și ți-o iau una. Nu, eu mereu am avut probleme cu asta, că eu când dau bani la cercetori, zic eu, bă, da, proste, nu știu ce în capul meu. Doamne, da, e fascinant zic, dau bani, felul zic, care face asta, că și creierul lui se blochează de fiecare dată și uită că sau nu le mulțumesc, le dau 10 lei, îmi zic mulțumesc, nu, eu mulțumesc. Da, te emoționează momentul ăla și nu știi cum să reacționezi, pentru că nu știi să procesați emoțiile. Proștilor. De asta mergem la biserică. Să procesăm emoțiile. Băi, mulțumim mult că ați venit la noi la podcast. Chiar ne-a plăcut foarte mult să fim aici alături de voi. Că ne-am dus departe de la free speech, la Joe PC, Rogan, la Joe Rogan, la Dumnezeu, da, la Guanda. Așa era la noi. Așa era. Chiar și când uneori zicem, azi vorbim despre asta, asta și asta și începem să ce dracu, efectiv. Ne-a întrebat ceva la un dat, aveți subiectele pregătite? Da, dar nu atingem la ele. Ar trebui să dureze 6 ore de vorbit în continuu. Da, 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 tocmai asta vrem, să fie la liber. Noi vă așteptăm pe 21 februarie la Club 99. În București avem un nou club de comedie, se numește A0, este în agronomie. Și suntem acolo vinerea și sâmbăta. Joia suntem la Comics Club și duminica la Club 99. Pe 21 februarie podcast live cu numărul 100. Bem și un pahar de Prosecco împreună. Da, și adică la să vă comandați Prosecco, că eu mi-au, nu știu, adică vă iau vouă. De la par. Cred că în curând o să avem și bilete. Nu uitați să vă abonați pe Patreon. Coaie, dar chiar ești bulangii. Am o alarmă, trebuie să-mi iau medicamentele. Trebuie să-ți iei anticoncepțional. Da. Ce a pus după ce ai prins asta lumânări la morți, care contracarează. Intrați pe Twitch ca să vă uitați la Extravaganza Radio în fiecare luni, marți, miercuri, joi și vineri, da, de la ora 8 la 11. Avem și o aplicație de iOS și App Store, Extravaganza Radio se numește. Ce iOS nume? Și App Store. Extravagant. Da, cum le fac șoferilor de Uber pe care îi prind că ascultă muzică dance. Eu așa, mă duc la ureche, auzi. Vezi că e mai un radio mișto de muzică din asta de povoială. Ia descarcă aplicat, dă telefonul puțin. Și am descărcat deja, cred că la 10-a, al 10-lea șoferul. Serios? Da, da, și eu întâlnesc oameni și le spun asta. Dacă se bagă în seamă cu mine, le iau telefonul și îi pun să descarce aplicația. Da, și unul chiar știa. Hai să lucrezi aia bună acolo. Ia aia bună acolo, cum care a plecat de la... Ia aia bună, cum îi zice? Ramona, da, aia, e acolo. Zic, da. Uite, bravo, știu de ce. Merge. Mulțumim mult de tot că ați venit la noi la podcast. Sper că mulțumim, mulțumim că ne-ați chemat. Salutăm oamenii care se uită Patreonii. Patreon. Nu, Patreonii se uită pe Patreon. Și, dar și se uită și... Se uită și aici, dar nu văd reclame Patreonii. Aha. Uh-huh. Și apare înainte de obicei. Doar când zici tu pe gură codurile alea. Sau și ele se deschid și la alea. Păi da, mă, dar e șpârla mea, mă. Eu am voie să am șpârla mea aici. Am înțeles. Am șpârle. Adică am genul de om cu șpârle. Foarte bine. Deci cât, Maria 35? Nu, Popovici 35. Nu, doar Popovici. Dar e același cod peste tot sau pentru fiecare site ai alt cod? Deci pentru mai protein am Popovici. Așa. Pentru ca să nu vă bat. Ziceți... Da, nu, am doar pentru MyProtein. Dacă vreți să vă las, sunt mișto, mie îmi plac, frate. Și v-am dat cod, cu plăcere. Mulțumim. Păi dracu, hai. Pa. Ceau, la revedere.